Eu aș fi vrut să pornești de la altceva. Atunci când încercăm să comentăm cuvintele domnului Lavrov sau a cuiva din partea Ministerului de Externe a Federației Ruse, trebuie să ținem cont de faptul că acest minister de mult a devenit minister de propagandă. Și, deci, minte de... Da. A doilea moment. Operațiunea militară nu este un scop în sine. Și aici trebuie să ne formulăm întrebare. De care sunt scopurile Rusiei pentru atingerea cărora ea deocamdată recurge la amenințarea cu forță? În opinia mea, situația este destul de simplă, deoarece, haideți să ne aducem aminte cum diplomația rusească i eliminat de la, din procesul de negocieri pe germani, pe francezi, publicând poșta diplomatică, ceea ce este un fel de moment de descurajare să spunem așa, le s-a arătat locul. A doilea moment, cu amenințarea, cu, prin amenințarea cu forța anterior, Putin a obținut ieșire la dialog direct cu președintele Statelor Unite. Adică, de parcă s-a întors în trecut când era tratatul de la Varșovia și Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite și Uniunea Sovietică totul decidea. Deci el a urcat la nivelul dialogului cu Statele Unite Americii. Mai departe, acest pretins ultimatum, care la prima vedere pare a fi unul aberant. În opinia mea personală, deci Putin a pornit acest joc cu scopul foarte clar. Atât Sergei Lavrov, precum și Putin, în, de exemplu, pe 22 ianuarie, discutând cu președintele Finlandei, Partea rusească insistă foarte categoric că Ucraina trebuie să revină la implementarea acordului de la Minsk din februarie 2015, necondiționat că aceste acorduri nu au nicio alternativă și că ele trebuie realizate în versiunea care, așa cum înțelege Kremlin. Ce înseamnă aceasta? Asta ieșirea la dialog într-un cuvânt transnistrizare. Adică toate capcanele care, pe care rușii le-au testat pe Republica Moldova, Ucraina trebuie să le accepte și să meargă pe calea care este descris foarte clar de deci, ce, ce dorește Federația Rusă. Dacă pentru Republica Moldova, asta au fost 25 de noiembrie da, 2003. Domnul Nato, da, nu, putem nu, spera, dați mi da, voi da. să termin gândul. Deci, a fost memorandumul COZAC, cum Rusia a vrut și vrea să transforme Republica Moldova într-o struță camilă ghidată din exterior. Tot așa este un document publicat pe 17 martie 2014 pe site-ul Ministerului Afacelor Externe, cum Rusia vede rezolvarea problemei. Deci, deci transformarea Ucrainei într-un teritoriu controlat de... Federația Rusă și conflictul la moment este foarte puțin probabil. Eu nu spun că este important, dar la moment. Și, în opinia mea personală, riscul declanșării unui conflict sau unei oricare alte provocări. Iată, de exemplu, domnul Zelenski a comunicat cu presa din uh, Mondială și el a spus că riscul cel mai mare este destabilizarea situației pe interiorul Ucrainei că Rusia, prin coloana 5 -a pe care o are în Ucraina, poate să destabilizeze situația în Ucraina și Ucraina bruscă și slăbește pozițiile și atunci Occidentul închide ochii la faptul că Ucraina, care nu este în stare să se consolideze, să se mobilizeze, deci trebuie să cedeze în fața Federației Rusie. Și riscul unui conflict, va reapărea doar dacă Federația Rusă va înțelege că a. Occidentul nu impune Ucraina să accepte aceste acorduri de la Minsk, Ucraina refuză categoric să le implementeze. Atunci, în opinia mea personală, ar putea să reapară în prim plan ideea unui atac limitat prin Donetsk, Lugansk sau altfel, nu știu cum, deci poate să rea deci riscul conflict, unui unui atac armat asupra Ucrainei ar putea să spărească brusc. Deocamdată, Statele Unite Americii au reușit să impună calea diplomatică, ale negocierilor. Deocamdată au avut loc pe 26 ianuarie, deci reprezentanții consultanților din formatul de la Normandia, 8 ori au durat aceste. Și, deci, deocamdată, riscul unui Atac militar de proporție este foarte mic. Riscul nu? este foarte mic, spune domnul Antoi.